Instalarea în noiembrie 2011 a pubelelor pentru colectarea selectivă a gunoiului a adus noi bătăi de cap autorităților locale. Dacă gălățenii civilizați s-au oferit să strângă deșeurile separat și să le depună în containerele specializate, pe de altă parte s-au găsit destui locuitori ai orașului care au descoperit în sistemul de colectare o bună afacere. În urmă cu aproximativ 2 ani, în toate orașele țării au fost amplasate mii de pubele pentru colectarea selectivă, cu scopul de a încuraja reciclarea. Acest sistem are doi dușmani rezultate, de o parte lipsa de civilizație a unora dintre gălățeni, dar pe cealaltă parte, romii care trăiesc, care își duc traiul prin vânzarea peturilor și a hârtiei pe care le strâng din aceste pubele pentru colectarea selectivă. Pentru acest proiect s-au cheltuit aproximativ 22 de milioane de euro. De exemplu, la Galați, municipalitatea a plătit pentru 660 de pubele, aproximativ 800.000 de euro. Pubelele pentru colectarea selectivă, în care găsesc gata adunate deșeurile reciclabile, sunt mană cerească pentru romi. Mai grav este însă faptul că nu se mulțumesc să le fure conținutul, ci le și vandalizează. Avem pubele de 10.000 de euro, dar aruncăm gunoiul tot la voia întâmplării. Din păcate, sunt mulți cei care nu respectă mediul și nu vor să arunce deșeurile în recipiente speciale, astfel încât să poate fi reciclat mai ușor. Lanțul nepăsării merge și mai departe, pentru că atunci când strâng deșeurile, unii muncitori le amestecă din nou.